Neața lumei, astăzi vorbim despre cele mai puternice juțui interzise, avem un clip super fucking șmecher. Înainte să începem nu uita să bagi un like, să te abonezi clopoțelul pornit, pentru că rupem și anul ăsta cu postări în fiecare zi. În Naruto, juțurile interzise oferă o mare putere, dar pun în pericol fie utilizatorul, fie lumea în general. Există o mare varietate de aceste juțuri interzise în serie și aparțin categoriei ninjutsu, genjutsu, chiar și taijutsu. Aceste tehnici sunt rareori slabe și adesea încalcă legile naturii. Deși sunt interzise, mai multe personaje din serie le interpretează oricum și câștigă o putere extraordinară în consecință. Aceste jutsu variază de la puterea de a controla viața și moartea până la capacitatea de a resuscita oameni morți. Și venim cu o listă cu cele mai puternice jutsu interzise cunoscute din lumea Naruto. Dacă e omit vreunul să mi lăsați în comentarii, unul pe care probabil că nu îl știți, Twin Snake Sacrifice Jutsu. Uh -huh, da, da, să văd de cine credeți că l-a făcut pe asta. Acesta este un exemplu suprem de juțul interzis prin faptul că ar trebui să asigure moartea utilizatorului și a țintei sale, indiferent de ce se întâmplă. Este un juțul preda lui Anco de Orocimaru în timpul ei sub tutela lui forțată. Juțul presupune ca utilizatorul să pună în ambuscadă ținta și să-l forțeze să efectueze semnele mâinii la unison cu ei. La finalizare, ambii utilizatori mor. Deci faci niște semne cu mâna ca să te sinucizi, în loc să-i tai gâtul cu cuțitul. Da, make sense, da, make sense. Nu este niciodată finalizat în serie și este început de anco atunci când crede că l-are în mână pe Orochimaru, cu toate acestea era de fapt o clonă de umbră a lui Orochimaru, iar anco oprește juțul înainte ca ea să se sinucidă. Iwagakure Kinjutsu. Acest jutsu este interzis și are un titlu simplu, deoarece nu pare să aibă un nume propriu și nu este bine definit. Vine de la satul Iwagakure de uneși și numele a fost folosit doar de Deidara în serie. Îi permite utilizatorului să introducă chakra într-o substanță, cum ar fi argila, în diferite scopuri. Deidara face acest lucru prin gurile din mâini și din piept, dar este posibil ca învățarea acestui Kinjutsu să fie motivul pentru care aceste mutații s-au dezvoltat. Știi, omul să nu se fi născut cu gurile în mână să i fi apărut din cauza juțului. Earth Grudge Fear. Este un juțul interzis din satul, fiți atenți, satul ascuns între cascăzi sau cascade, furat de cacuzu. Acesta este motivul pentru care acest membru Akatsuki este o creatură grotescă, aparent ținută împreună de un fir negru nemuritor. Această tehnică, cu alte cuvinte, este motivul pentru care cacuzul pe care îl știm există. Se poate recupera după orice rănire, se poate coase înapoi și a permis să implanteze cele patru inimi suplimentare în el, care i-au dat acces la toate cele cinci lansări elementare. Este o tehnică pe cât de puternică și de versatilă, pe atât de dubioasă. Jutsu de reanimare, care are un nume destul de simplu, face ceea ce zice, pentru un preț. Numele japonez e One's Own Life Reincarnation și sună mai bine pentru că chiar asta face. Și transmite mai bine ideea deoarece tehnica cere ca utilizatorul să-și dea propria viață în schimbul unei alte persoane ca să readucă din morți. Acest jutsu a fost arătat de o din satul ascuns în nisip în reînvierea Kazekage-ului satului Gara. El a fost ucis de Akatsuki când i-a fost extrasă bestia cu o singură coadă, iar Chio nu a suportat să-l vadă pe tânărul lider al satului trecând de pe acest pământ. Un jutsu super pe care Naruto îl face, multi shadow clone jutsu. Această tehnică a fost dezvoltată de motherfucking house Tobirama Senju de la Konoha. Acest lucru este extrem de puternic deoarece permite utilizatorului să-și înmulțească corpul de foarte multe ori. Spre deosebire de Shadow Clone, această tehnică pune multă presiune asupra rezervelor de ceacră ale utilizatorului și prin urmare este extrem de periculoasă. Pentru shinobi obișnuiți, efectuarea acestei tehnici este foarte dificilă deoarece dacă nu ai ceacră să faci toate acele clone, mori. Și de a fost clasificat ca și jutsu interzis. Cu toate acestea, pentru cineva ca Naruto care are tone de chakra, este extrem de ușor de realizat. El face asta basic. Etichete explozive care se înmulțesc reciproc. O altă tehnică dezvoltată de al doilea Hokage, că de ce nu? Tobirama Senju are această tehnică care adesea era folosită în tandem cu corpurile Edo Tensei. Își transformă corpurile în bombe de hârtie care continuă să explodeze la nesfârșit datorită proprietății regenerative a corpurilor Edo Interesant este că această tehnică poate folosi și cu corpuri umane care sunt în viață, cu toate acestea vor sfârși prin a muri, ceea ce explică de ce este un jutsu interzis. Bineînțeles, Izanami, unul dintre cele mai puternice jutsu din istoria clanului Uchiha. Izanami este un jutsu interzis care poate fi executat doar în detrimentul ca utilizatorul să-și piardă definitiv vederea într-unul dintre ochi. În consecință, ei câștigă o putere suficient de mare pentru a-și prinde adversarii într-un genjutsu fără sfârșit, necesitând anumite prevederi pentru a fi puse în mișcare. Acest jutsu poate fi eliberat doar odată ce cineva se recunoaște sau vor rămâne blocați în buclă pentru totdeauna, ceea ce îl face atât de mortal trebuia să-ți schimbi modul de gândire, mi se pare un jutsu genial. Bineînțeles, dacă l-ai pe Izanami, trebuie să l-ai și pe Izanagi, o altă tehnică Uchiha Dojutsu. Izanagi este omologul lui Izanami și utilizarea sa îi permite utilizatorului tehnicii să transforme iluzia în realitate. În mare parte, această tehnică este folosită atunci când un membru al clanului Uchiha moare. Folosind această tehnică, realitatea poate fi rescrisă și utilizatorul poate fi readus la viață. La fel ca și Izanami, utilizatorul respectivului Jutsu continuă să piardă permanent văzul într un dintre ochi. Drept urmare, se știe că acest Jutsu este interzis, totuși, la fel ca și multe alte juțuri interzise, există oameni care își asumă acest risc. Hashtag Danzo, care avea fucking 20 de șaringa pe mână, adică era gen, bă Danzo, dar știi că dacă folosești Izanagi pierzi un ochi și Danzo era, oh no, anyway, <laughs> Ripper Dead Seal, care este un jutsu interzis inventat de clanul Uzumaki. Această tehnică este probabil una dintre cele mai bune jutsu de sigilare cunoscute din întreaga serie. A fost interpretat pentru prima dată de Minato, care l-a folosit pentru a sigila cele nouă coz. La un moment dat, Hiruzen Sarutobi a învățat și el acest jutsu și l-a executat pe primul și al doilea Hokage împreună cu Orochimaru. Această tehnică permite utilizatorului său să extragă sufletul țintei și să-l sigileze în interiorul stomacului și nigami. În același timp, utilizatorul tehnicii își pierde sufletul făcând din aceasta o sabie cu două tăișuri. Iar la fel un juțu cu dezavantaj foarte mare când cineva îl face și bă, clar, se întâmplă chestii. Uh, cele 8 porți, una dintre cele mai puternice jutsu cunoscute din serie, cele 8 porți care a fost transmisă lui Gai, iar după ani de practică Gai a stăpânit-o și în sfârșit a transmis-o generație următoare. Deci și Rock Lee ar ști să facă asta. Această tehnică este cunoscută ca fiind incredibil de puternică, deoarece multiplică puterea utilizatorului de sute de ori. Se spune că oricine deschide cea de-a opta poartă și ultima poartă va muri în cele din urmă. Da, fake news. Edo Tensei, cunoscut și sub numele de reîncarnare a lumii impure, este o tehnică incredibil de puternică care permite utilizatorului să readucă la viață oameni morți în corpuri care se regenerează pe viață. Această tehnică a fost inventată de Tobirama Senju, deși cei mai pricepuți utilizatori au fost Kabuto și Orochimaru. Mai, mai degrabă în ordine inversă, Orochimaru și Kabuto. Kabuto ar fost cel mai șmecher. A maxat-o grav. Cabuto și-a folosit puterile pentru a lupta într-un război masiv. Celor readuși la viață cu Edo tensei li se acordă corpuri care se regenerează la infinit și nu pot muri. Singura modalitate de a învinge dacă nu renunță ei înșiși, este să-i sigileze. Și mai e și ceacra infinit. What? Și ultimul rine tensei. O altă tehnică puternică, Rine Tensei, poate fi executată doar de cineva care are Rinneganul la dispoziție. Acest jutsu este accesibil prin a șaptea și ultima cale a lui Pain, au a durerii. Incredibil este că poate aduce morții înapoi la viață și spre deosebire de Edo Tensei, aceștia sunt aduși înapoi ca oameni muritori. Se știe că Kakashi Hatake a murit în timpul arcului cu Pain, cu toate acestea, el a fost readus înapoi la viață la sfârșitul arcului de către Nagato. Bă, foarte, nu, nu m-a așteptat să moară caca și atunci, dar foarte frumos cum i-a dat la mare cui în cap. <hăh> sau glonț sau cui. Parcă era un cui. Mm, foarte bun. să lăsați în comentarii dacă am sărit peste niște juțuri interzise, super șmechere. Știți că citesc toate comentariile. Până data viitoare, să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe și ne audem. În fiecare zi, cu un nou clip.